Se caută în mare parte medici specialiști, dar și asistenți, personal tehnic, economic sau administrativ. Deblocarea face parte dintr-un proiect de hotărâre de guvern propus de Ministerul Sănătății. Procesul va continua, promite Ministrul Sănătății, după rectificarea bugetară. Sunt două unități spitalicești care am considerat noi ca ultra prioritate, pentru că sunt două instituții care nu pot funcționa și ele sunt noi. Trebuie să corelăm deblocarea de posturi cu resursa bugetară, altfel creăm posturi de la venit să le plătim.